Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old? Talk a cup of kindness yet for days of auld lang syne. Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți? Vă pregătiți pentru Revelion, așa? Știu eu că vă pregătiți pentru Revelion, pentru că și eu mă pregătesc. M-am îmbrăcat, m-am echipat, șampania la purtător, o port peste tot prin casă, pentru că nu... Să nu mă prindă cumva anul nou fără șampanie în mână. Și hai să vorbim. Hai să vorbim despre parfumuri. Ce parfumuri o să urmeze în 2021? Ne-am făcut lista, mi-am făcut lista și vreau să o împărtășesc cu voi. Hai să vedem! Azi am zis că vorbim despre parfumuri. Ce urmează să fie achiziționate de către mine în 2021. Am stat într-o seară și mi-am făcut o listă, mi-am strâns de pe unde aveam eu, de pe site-uri, de pe Fragrantica, că în principiu acolo îmi țin tot wishlist-ul, dar mai aveam eu câteva link-uri trimise și mi le-am adunat într-o listă și am zis să împărtășesc cu voi ce parfumuri ar fi pe lista aceasta pentru 2021. Bine, sunt convinsă că vor fi mai multe, dar astea sunt primele opțiuni, astea sunt primele care mi-au venit în minte. Și hai să începem, dar înainte vreau să fac o precizare. Știu că la ultimul clip a fost o mică problemă, în sensul că nu se mai vedeau ultimele două minute, cred că nu mai mult de două minute lipseau de la finalul clipului. Pentru că mi-a făcut o surpriză software-ul meu de editare și anume mi-a exportat clipul fără acele două minute. Pentru că așa a zis el că are chef. Eu n-aveam chef de treburi de-astea, mai ales că eram cu multă treabă foarte ocupată și n-am avut timp și am prins foarte târziu treaba asta, nu mai aveam ce să fac și așa că v-am lăsat cam în coadă de pește, pentru asta îmi cer scuze. Se mai întâmplă și la case mai mari, asta este, și trebuie să mă înțelegeți și pe mine că n-a fost cu rea voință sau ceva să vă las așa, știți că eu bag și bloopers și final și am băgat atunci, dar ceva s-a întâmplat și puf, s-a pierdut, aia e. Ce am vrut să vă zic este că ultimul cadou, că m-am lăsat așa în coadă de pește, ultimul cadou primit de la cumnata mea, știți că vă povesteam ce cadouri am primit, a fost fix setul acela, l-am și eu aici în bibliotecă acum, setul acela de care vă ziceam eu că ar fi un cadou bun, acela cu diffuser și cu lumânărele de la Pepco de 25 de lei și mi-a venit să râd pentru că fix setul acela l-am primit și eram la un pas să-i fac ei cadou acel set, adică cum era să ia să-mi dea cadou setul ăla și eu să-i dau cadou setul. I-am dat altcuiva, am fost inspirată și am dat altcuiva setul acela, dar și eu m-am ales cu încă unul. E bine că mai am ce mirosi frumos prin casă și luna care vine și anul care vine. Bine, nu o să dureze un an de zile, da. Cam asta am vrut să vă zic, să nu vă las așa în coadă de pește cu acel clip. Și pe mine m-a frustrat. Din nou îmi cer scuze, dar asta este, se mai întâmplă. Hai să intrăm în listă. Chiar nu vreau să fac un clip lung. O să termin with a bang, cum zic americanii, adică un clip mai normal, mai de oameni normali. Adică eu nu sunt normală la cap și mie îmi place să vorbesc și să trâncăn aici. Nu știu, s-ar putea să fie o chestie psihologică la mine, îmi placă să-mi aud vocea, cu toate că eu îmi detest vocea, dar mă rog, să nu intrăm iar intrăm în alte chestii
de care nu vreau să vorbesc eu neapărat acum. Poate cine știe, o să fac o dată sâmbătă într-un clip bonus, un Q&A, ceva, să vă pot vorbi acolo despre mai multe lucruri, nu neapărat legate de parfumuri, dacă se dorește acest lucru, desigur, dacă nu, nu forțez pe nimeni să mă asculte. Bun, intrăm în listă, da? Primul cap de listă, da, am aici lista, făcută noaptea târziu. Nu e o listă mare, dar m-am zis, se va mări. Dacă stau să mă gândesc la finalul lui 2021 câte parfumuri am luat, probabil că o să fie kilometrică lista, dar am o rezoluție, totuși la final de 2020 trebuie să am o rezoluție și e legată de parfumuri. O să vă spun la final. Hai să începem. Avem cap de listă, îl caut și îl voi căuta toată viața, este unicornul meu, este parfumul meu unicorn. Adică acel parfum pe care mi-l doresc de mult și nu cred că, nu știu dacă o să apuc să-l am vreodată în colecție, dar eu visez la el. Este discontinuat, nu se mai face, din păcate, pentru că toate parfumurile bune sunt... Se renunță la ele, nu știu exact care e problema lor, de ce se întâmplă asta. Văd că au prea multe vânzări, că eu nu cred că acest parfum nu avea vânzări. Văd că au prea multe vânzări și se gândesc, hai să le tăiem macaroana. Hai să lăsăm ceva nou, că nu, ăla e vechi, chiar dacă se vinde în prostie. Nu, noi lansăm ceva nou și foarte prost, probabil. Și sperăm să-l cumpere lumea pe ăla și de-aia trebuie să-l scoatem pe cel vechi, că altfel nu mai cumpără lumea pe cel nou. Nu știu, asta o fi oare gândirea? Nu înțeleg. Bun, vorbim de Alien Essence Absolue de la Mugler. V-am mai zis că îl caut, că e Holy Grail. Pot să zic Holy Grail? Nu știu, nu știu, evit să fac asemenea afirmații, dar da, e un parfum mult dorit de mine. Sunt foarte curioasă să văd cum miroase, pentru că am înțeles că este Alien la puterea N și este foarte puternic, foarte intens și multă lume care e fană Alien este mega fană Essence Absolute. Deci ăsta este pe listă, o să-l caut pe grupuri, pe văd eu pe unde. Normal că mai este și un Jo Malone aici. Nu se putea să nu fie un Jo Malone. Știți obsesia și cu Jo Malone, am o colecție mică, mare, o mini colecție în colecția mea mare. Dar na, nu se putea să nu mă gândesc la 2021, la ce parfum o să-mi iau și să nu mă gândesc la Jo Malone. Ar fi pe listă unul din ele, de mult îl doream. Se numește Honeysuckle and Davana și este în sticla aceea transparentă, deci nu vorbim de sticlele negre care sunt mult mai puternice. Încă nu ajung acolo, dar sunt convinsă că o să ajung. Give it time, lăsați-mi timp. Așa, Honeysuckle and Davana l-am mirosit în Douglas și mi-a plăcut, mi-a amintit un pic și de asta am ezitat să-l iau. M-am gândit, dacă e atât de asemănător sau e asemănător, ce rost are să am două la fel. Dar eu nu prea am logică la partea asta, pentru că am o grămadă de parfumuri la fel în colecția mea și nu mă pot sătura de ele, se pare. Deci, na. Am o grămadă cu mosc, știți obsesia cu mosc, am o grămadă fresh, curate, ce vreți voi. Și am zis că o să-l iau la un moment dat, așa mi-am propus eu atunci. Și nu știu dacă 2021 va fi anul. Honeysuckle and Davana miroase a honeysuckle, adică caprifoi, e dulcișor, nu foarte dulce. Și Davana, din câte am înțeles, este o floare, dacă nu mă înșel, e galbenă. O să mă corectez la editare și o să verific informația asta. Eu parcă așa am căutat-o mai de mult pe internet și așa mi-au apărut niște poze acolo. O floare galbenă sau poate e albă. O să scriu pe aici sau o să inserez o poză, cel mai bine, o să inserez o poză. Și o să vă inserez poze, cred că și cu parfumurile, ca să nu stăm pe sec așa, n-am ce parfumuri să vă arăt, pentru că nu există încă în colecția mea. Dar inserez poze, să le recunoașteți eventual după ambalaj, dacă nu le știți. Bun, trecem la numărul 3.
De mult vreau și de la brandul ăsta să încerc ceva. Am încercat până acum două parfumuri de la ei, vorbim de Cartier. Și ce am încercat eu, da, mi-au plăcut, dar nu atât de mult încât să le cumpăr în variantă mare. Am încercat La Panthère și Carat. Ambele sunt foarte plăcute. Dacă nu mă înșel, La Panthère e un șipră, nu mai știu exact. Parcă era un șipră. Fructat, din câte țin eu minte. Am și un eșantion de la el, am și de la Carat. Da, mi-au plăcut, dar nu atât de mult. În schimb, ce vreau să încerc de la ei, ce o să fie cam blind buy, Doamne ajută, să vedem cum o să fie, dar mă intrigă foarte mult acest parfum. Se numește Le Baiser du Dragon. Are o sticlă foarte interesantă și numele e foarte interesant și notele sunt foarte interesante. Nu intrăm acum în note pentru că stăm până mâine. Toată lumea cred că le poate căuta pe Fragrantica, nu e nicio problemă. Notele mi s-au părut potrivite pentru iarnă și mi s-a părut un parfum destul de puternic și, v-am zis, destul de neobișnuit, așa, caut parfumuri mai ciudățele, poate un pic. Știu că dacă caut cu adevărat ciudate, mă duc spre nișă, dar nu vreau să-mi golesc încă buzunarele în categoria de nișă. Sunt sigură că voi ajunge și acolo, pentru că e inevitabil, dar încă nu. Cât mă pot abține, mă abțin. Bun, următorul, de la casa Hermes, v-am zis, e o casă pe care o apreciez foarte mult, aș avea două. Vreau și Elixir de Mervei. Știți că sunt obsedată, v-am împuiat deja capul cu Eau de Mervei și știți prea bine părerea mea și cât de mult îmi place. Am mirosit recent, l-am încercat atunci mai de mult și mi-a plăcut dintre cele două mai mult Eau de Mervei. Dar acum am fost setată să încerc Elixirul, să-mi reamintesc cum miroase. Și acesta miroase foarte interesant, are aceeași familie, din aceeași familie cu Eau de Mervei, dar e un pic mai lemnos, are alt lemn, dacă nu mă înșel, are lemn de cedru, Eau de Mervei are lemn de brad și Eau de Mervei are ceva mai mult pe partea citrică, e un pic mai fresh. Dar și Elixir de Mervei mi se pare foarte reușit. M-a impresionat așa la pulverizarea aceea în Sephora sau unde am fost eu. Și am zis să-mi iau o sticlă, dar ceva mai mică, pentru că nu mai iau sticle de 100 de ml. Următorul ar fi Angel Muse EDT. Da. O de toalet. Acela în sticluță mai roz, așa are un conținut, lichidul este mai roz. Din câte știu, e mult mai fructat, l-am încercat și pe acela recent ca să-mi reamintesc și din nou am rămas plăcut impresionată. Nu știu de ce am stat eu departe de el, pentru că are, dacă nu mă înșel, ceva fructe roșii și eu nu prea mă înțeleg bine cu fructele roșii în anumite parfumuri. Depinde. Dar acesta, din câte am văzut, o de toalet e mult mai dulce. E pe partea mai tinerească, deci e un EDP, Angel Muse EDP mai tineresc, mai jovial, mai vioi, mai vesel, mai cum vreți voi să-i ziceți. Mai țineți minte ce povești v-am spus eu de Crăciun și Angel Muse era acolo ca doamna aceea un pic trecută prin viață, care are multe de povestit, are experiență. E bine, EDT-ul este varianta mai tinerică a acelei doamne de care v-am vorbit eu. Bun, la Hermes, ne întoarcem la Hermes, că am zis că am două. M-a surprins unul pe care nu credeam că o să-l încerc vreodată, pentru că am încercat originalul și am fost nu. Dar vorbim aici de Twilly au poivre. Sper că am pronunțat bine, pentru că să vă zic, cu franceza e crimă la mine. Twilly, originalul Twilly, nu pot să zic că mi-a plăcut. Adică nu mi-a plăcut. Hai să o zic pe adapt. Are un ghimbir, dacă nu mă înșel, Twilly, destul de sharp, așa, destul de... E in your face. Știți că mie îmi plac parfumurile in your face,
Dar acela cumva m-a deranjat, mi-a deranjat nasul, mi-a mutat nasul la spate. Nu știu, ghimbirul acela, poate dacă era un pic mai potolit și lăsa și alte note să se simtă. Dacă nu mă înșel, are și ceva, ori cu ișoare, ori încă un lucru iritant pe lângă acel ghimbir. Deci e prea mult. Mi-ar fi plăcut să fie îndulcit cu ceva, blenduit cu altceva. Nu vă pot spune acum cu ce, că nu sunt parfumier, nici nu pretind a fi nimic în apropierea parfumierului. Deci nu, eu sunt o simplă fată, femeie care își dă cu părerea pe YouTube. Bun, deci Twilly o poavră, din câte am văzut și am simțit, e un șipră și asta îmi place. E un șipră bazat pe piper roz, un piper roz cu un trandafir, dacă ține-o bine minte, un trandafir care mi-a plăcut și piperul acela roz e dulceag și acele parfumuri din categoria șipră întotdeauna mi s-au părut interesante, cumva mai feminine, cu acel oak moss, nu știu, ceva din cele șipră pe mine mă atrage, cred că este oak moss-ul ăla, lichenul sau cum vreți voi să-i ziceți. Și da, acesta m-a surprins plăcut. Deci cred că o să fie undeva în 2021 o achiziție pe partea asta. Dar Twilly o poavră, este acela roz, da? Nu e originalul, originalul nu, nu. Ok, o să-l mai încerc, că na, gusturile se mai schimbă, dar nu garantez că o să-mi placă, o să vă anunț. O altă casă pe care doream să o încerc de mult și eram foarte curioasă de fapt, o tot văd peste tot, este de nișă, dacă nu mă înșel, vorbim de Serge Luton. E o nișă accesibilă, adică nu vorbim de prețuri foarte mari, gen nu vorbim de 300-500 de euro, nu acolo se ajunge, dar e totuși de nișă, ceva mai din categoria ciudățelelor, știți, dar accesibile. Și ce, la ce m-am gândit eu, ce, pe ce am pus ochii și ce mi s-a părut că ar fi pe placul meu, ar fi flori d'oranger și batem du foc. Sper că am pronunțat bine. Dacă nu, aia e, o să mă interesez, o să pronunț bine altă dată, aia e, nu aruncați cu pietre. Bun, flori d'oranger știu că, după cum spune și numele, are multe citrice și asta m-a atras. Acum să vedem dacă sunt citricele pe placul meu. Nu toate sunt, dar majoritatea, marea majoritate îmi plac. Și batem du feu e un risc. Adică nu știu dacă o să-mi placă. E posibil să-l încerc înainte, adică nu vă gândiți că o să-l iau eu blind buy, în niciun caz, nu la prețul ăla. Adică iau eu blind buy, dar nu mă mai duc atât de sus cu prețurile, pentru că m-am ars eu în trecut și nu mai vreau să fac acest lucru. Bun, trecem mai departe, că iar se lungește clipul. Ar mai fi unul de la Byredo, Inflorescence, cred că se pronunță. Ăsta era în competiție cu La Tulip, dar a câștigat La Tulip, pentru că mi-a înclinat balanța și o prietenă, Oana, dacă te uiți, hello, o prietenă care l-are și mi-a zis că îi place foarte mult și că e un parfum deosebit și atunci, clar, eu am încredere în gustul ei și am zis da. Oricum eu tindeam spre La Tulip, dar ea mi-a înclinat balanța cu totul în partea asta. Ba era și acest inflorescence, care este un floral interesant, cu foarte multe flori, din câte mi-amintesc. Dar o să încerc, pentru că am văzut că sper să mai fie și acum. Pe Notino au decanturi din el și chiar o să dau cu următoarea comandă de pe Notino, o să dau și comandă de acel decant să văd. Dacă îmi convine, dacă mă dă pe spate, dacă zic că nu mai am așa ceva în colecția mea, da, probabil că o să-l achiziționez. Dacă e ceva ce am mai simțit sau, mă, știți, dacă nu rezonează cu mine, atunci rămân la eșantionul același și atât. Bun, ar mai fi unul, pentru că sunt în căutarea. De când sunt în căutarea cafelei perfecte? Un parfum cu cafea, pentru că eu sunt mare maniacă cu cafeaua și cu mirosul de cafea.
și îl vreau pe mine, dar vreau cafea mult așa cu tonele și să stea acolo, știți, să nu se miște câteva ore bune măcar, adică hai să nu ne ducem la 8-12 ore, că totuși nu rezistă nicio cafea atât. Dar să nu reziste nici cât se răcește cafeaua normală pe care o pui în cană. Adică sunt unele parfumuri cu cafea care doar atât rezistă. Și nu convine acest lucru și sunt mereu în căutarea, v-am zis, unicornului cu cafea de data asta. Multă lume caută, am observat, sunt pe niște grupuri și sunt niște discuții, pentru că multă lume știu, o să ziceți ceva de Montal, Intens Cafe, Ristretto, nu știu ce, am încercat, mie toate de la Montal mi se par mult prea metaloase, cum le zic eu. Îmi vine un gust de metal în gură și un miros de metal care mă deranjează și culmea, nu simt nici atât de mult cafeaua aceea, Intens Cafe, te-ai gândit că te rupe în două de cafea, îți rupe nasul în două, nu. Mie nu pe nasul în două, singurul care, în care simt cafeaua cu adevărat este Black Opium. Și nu că m-am plictisit de el, dar mai vreau și altceva, alt tip de cafea. Black Opium e o cafea cu o vanilie destul de greoaie și nu chiar greoaie, mainstream așa, e un fel de La Vie Belle cu cafea. Nu că am ceva cu La Vie Belle, mi se pare un parfum interesant, dar am zis, nu e pentru mine. Și dacă Black Opium nu ar fi avut cafea aceea, probabil că nu ar fi fost în colecția mea. Așa că am găsit unul de la Tiziana Terenzi, adică am găsit unul în sensul că am văzut comentarii și am citit despre el. Delox se numește, mereu uit numele, știu că e Tiziana Terenzi, dar mereu uit numele. Delox am înțeles că are cafea. Acum să-mi spuneți și voi dacă l-aveți sau dacă aveți altceva de la Tiziana Terenzi sau din altă parte, care să fie cu cafea și să vă inunde așa nasul în cafea. Da? Asta vreau, să mă inund în cafea. Mă rog, trecem mai departe. Încă unul de la Jean-Paul Gaultier, încă unul, de parcă am atât de multe, am și eu unul de la Jean-Paul Gaultier. Gaultier. De fapt, el am auzit că îl pronunță altfel, el zice Gaultier sau ceva de genul ăsta. Dar mie nu vine să zic așa ceva. O să zic Gaultier în continuare. Bun, se numește Classic Essence. Și e un parfum interesant, dar am oarecare reținere la el pentru că are floarea de portocal. Și floarea de portocal pe mine ori e ok, cum e în Elisab Le Parfum, ori nu e ok, cum e în Dolce & Gabbana Purfam. E o floare de portocal acolo care nu merge cu mine, nu știu, ceva miroase acolo, dubiosa, prafa, alte chestii și câteodată așa miroase pentru mine floarea de portocal și sunt curioasă în Classic Essence cum miroase. Știu că este pudrat, dacă nu mă înșel, destul de pudrat, mie îmi plac pudratele, dar în combinație cu floarea de portocal am niște emoții. S-ar putea și la acesta, dacă găsesc eșantion, mostră, cum vreți voi să ziceți, o să comand mai întâi așa și apoi, dacă îmi place foarte mult, o să comand și varianta de 30 de ml sau 50 de ml, ceva pe acolo. Nu o să mă duc la 100 de ml, pentru că am atâtea parfumuri și 100 de ml e foarte greu de determinat. Și normal, nu puteam să fac lista asta fără un ghirlan. Nu se putea, nu, it cannot be done, nu se poate. Deci, de la Guerlain am un Aqua Allegoria, pentru că nu pot să renunț la ele, sunt ca drogurile, cu toate că toată lumea zice și eu sunt de acord că Aqua Allegoria sunt parfumuri de vară, care nu durează mai mult de 4 ore, nici pe mine nu durează mai mult de 4 ore, unele, poate 5, nu se duc la 6, dar sunt atât de fesele, atât de fresh, atât de pe stilul meu, că îmi plac toate și le vreau pe toate, pentru că sunt așa frumoase așa în colecție, știți? Și sunt frumoase și când te dai cu ele pe tine. Bun, și vorbim de Granada Salvia, pe care o am în eșantion, nu știu dacă v-am arătat-o, mi l-a dat o fată, o femeie, o tipă de pe Facebook, am un grup în care am făcut schimb,
eu i-am cumpărat un parfum, tot din gama cu alegoria, limon verde, și ea mi-a dat, a fost drăguță și mi-a dat mai multe chestii mici și să încep. Și mi-a dat și acest Granada Salvia, s-a gândit ea că o să-mi placă probabil, și într-adevăr îmi place foarte mult. Granada Salvia este cu pomegranate, cu rodie și e foarte, foarte mișto, foarte plăcut, răcoritor, un pic dulce, rodia e un fruct roșu mai dulce, dar apos în același timp. Bine, toate din Aqua Alegoria sunt apoase, sunt destul de diluate, dar asta nu înseamnă că nu le simți, adică nu stă o apă chioară, după părerea mea, cum Ana. Încă un parfum care mi-a fost inoculat. Îmi place mie să zic inoculat. Nu mi-a fost inoculat, dar l-am tot auzit menționat de o altă fată de pe YouTube pe care eu o urmăresc și cu care mai vorbesc pe Instagram și foarte drăguță și o am și pe Facebook, dacă nu mă știu. Da, 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 o am și pe Facebook. Poate o știți, poate o urmăriți, sigur, cred că unele din voi sunt și acolo la ea pe canal. Pe ea o cheamă Mihaela Vâlcu. Sper că am pronunțat bine numele. Cred că e Vâlcu. Că nu am văzut, nu am văzut diacritice, dar cred că așa este. Și ea e o tipă foarte mișto care face mai multe genuri de clipuri, nu neapărat cu parfumuri, nu se axează ca mine mai mult pe partea de parfumuri. Face și cu genți și cu ce are în geantă, genul acela, hauluri de la Pepco, de la hauluri de machiaj. Ea e pasionată și pe partea de machiaj. Deci s-ar putea să vă placă dacă sunteți așa, vreți ceva mai, dacă vreți o diversitate mai mare, la ea pe canal o să o găsiți. Bun, și de la ea am prins gustul pentru Fever de la Jimmy Choo. Jimmy Choo Fever. Știți că am originalul, da? Jimmy Choo, Jimmy Choo. Am un eșantion micuț. Și mi-a plăcut și nu mi-a plăcut în aceeași timp. Am o relație ciudată. Mă tot dau cu el pe piele. Câteodată îmi place, câteodată nu. Am rețineri pentru că are paciuli. Are paciuli, mie miroase a tutun. Câteodată paciuli mie așa miroase a tutun. Și acesta e un tutun dulce cu ceva caramel, ceva pară. Mie mi se pare dulce. Ei nu îi se pare dulce, Mihaelei. Și ei i-a plăcut foarte mult acest Fever, mult mai mult, de fapt. Eu nu știu ce să zic, pentru că originalul are paciuli, de-aia am ezitat și am un motiv pentru care nu l-am cumpărat până acum. Dacă îmi plăcea atât de mult, îl cumpăram. N-am nicio reținere în privința asta. Și vreau să încerc și acest Fever, poate găsesc un eșantion înainte totuși. Bine, sticla în sine nu e așa scumpă, poți să iau o sticlă de 30 de mililitri, care e și drăguță. Dacă nu v-ai misera poză, o să vă fac pe aici poză ceva. Aici, uite aici, uite aici. Aha, aha. Și are o sticlă drăguță și e interesantă așa, e altfel, e ca o grenadă dacă nu mă înșel. Seamănă un pic cu Victor & Rolf la design. Și am înțeles că acela e cam dulce, adică, nu știu, mi-e frică să nu fie prea dulce pentru mine, că știți că eu nu prea suport dulcegările, dar iarna asta, culmea, m-am înconjurat de dulcegării și mi-a plăcut, adică nu m-a deranjat, dar doar iarna e o perioadă destul de scurtă de timp și de asta nu aș vrea să iau o sticlă mare, în niciun caz. Ar mai fi un parfum pe care nu-l găsesc în România, dacă nu știu. Nu, îl găsesc pe 2-3 site-uri românești, dar el e din America. Și este un curățel, știți cum îmi place mie. Curățel, drăguțel, de parcă n-am 100 de parfumuri curățele, drăguțele. Nu, nu, deloc, nu. Mi-ați văzut colecția. N-am nimic cu fresh eu în colecția mea. Ce? Mie nu-mi plac fresh. Mă rog. Și ar fi de la Filosofii Amazing Grace. Acum nu știu dacă o să-mi iau, pentru că am înțeles că miroase curat, miroase fresh. Sigur, probabil că o să-mi placă mirosul. Dar e un dezavantaj destul de mare, pentru că foarte multă lume zice că nu a rezistat. Și un număr covârșitor de mare de oameni spune asta. Și nu știu ce să zic, nu știu dacă mai vreau, ok, o fi el... miroase bine, o să-mi placă, dar dacă ține 5 minute pe mine, nu mai vreau, pentru că
sunt destule parfumuri care fac asta și nu știu. Acum nu sunt nici disperată să țină 12 ore pe mine, pentru că totuși în 12 ore îmi fac duș de 2 ori. Și odată ce îmi fac duș, eu nu țin morții să am parfumul ăla pe mine și după duș. Nu, poate vreau să mă dau cu altceva după duș, eu știu. Deci undeva la 6-8 ore, dacă ține, sunt perfect mulțumită. Mi se pare decent. Ce ține peste 8 ore, deja e redundant, așa, adică mă bag oricum în duș seara și dimineața și seara clar, deci oricum nu mai vreau pe mine. Poate la culcare vreau altceva mai altfel. Mă rog, cam asta a fost. Înainte să închid clipul, v-am menționat la început de acea rezoluție despre parfumuri și anume să cumpăr mai puține. Normal, normal. Cred că e evidentă această rezoluție. Văd că am jumătate de pat plin de parfumuri. Bine, nu le țin pe pat, dar mi-ați văzut corect. Pentru unele nu sunt multe, pentru că am auzit că unele din voi aveți și 200, 400, adică eu n-am, merg pe 100, dar nu, nici n-am atins 100, cred. Dar nu știu dacă vreau să ajung la 400, totuși. O să ajung probabil, dar în ani de zile, nu așa galopant. Și practic nu vreau să mă grăbesc, nu vreau să regret, nu vreau să am în colecția mea parfumul pe care să nu mi le doresc și să ajung să le dau în stânga, în dreapta, eu să dau banii pe ele și să nu le folosesc și să, nu știu, nu vreau chestia asta. Adică eu chiar vreau să folosesc ce am și de asta o să mă limitez la lista asta, plus încă câteva, că na, anul e lung. Dar cam lista asta ar fi de, nu știu, 10 parfumuri sau câte am, 12 parfumuri. Sper să nu mi le iau pe toate într-o lună. Nu o să mi le iau pe toate într-o lună. Nu mai fac asta. Bun, cam asta a fost rezoluția. Sper să mă țin de ea pe anul 2021 și înainte să închid, pentru că nu vă pot lăsa așa să terminați anul și să plecați în anul ce nou fără să vă urez și eu ceva. Și ce vă urez? Ce mi urez și mie? Pentru că eu îmi vreau binele, nu? Și așa vă doresc și vouă să aveți un an plin de ce vă doriți voi. Știți foarte bine ce vă doriți, să vi se îndeplinească dorința aceea arzătoare sau dorințele, să aveți cât mai multe momente de fericire, de bucurie, alături de cine vreți voi, de familie, de iubit, iubită, pisic, pisică, cățel, I don't know. Și să aveți un an mai liniștit, cu mai puțin stres și mult mai bun, de 1000 de ori mai bun decât 2020, care a fost un an care o să intre în istorie pentru, cred că, cel mai prost an, dar să îl uităm un pic, să uităm momentele negative, momentele mai puțin bune din acest an și să ne gândim că în 2021 există speranță la capătul culoarului. Nu că am vrea să ajungem la capătul culoarului în 2021, dar există speranță și să sperăm că lucrurile vor fi mai bune și vor reveni la normal. Bun, luați o cupă de șampanie cu voi, să nu vă prindă anul nou fără șampanie în mână. Cinstiți cu cine vreți voi, uite și cu mine acum, dacă aveți în mână și sunteți cu televizorul aprins. Și eu vă doresc, v-am zis, numai bine să aveți în anul 2021 și să ne vedem cu bine și vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine aproape jumătate de an. Wow, da, canalul meu are jumătate de an. Cred că prin vară l-am început, da. Și a stat cu mine, v-ați înmulțit, din câte am văzut vă place ce fac. Acum că nu fac totul perfect în niciun caz și nu o să fie cazul vreodată la mine de așa ceva, dar cumva nici mie nu-mi place să mă uit la persoane perfecte, persoane care pretind a fi perfecte, în niciun caz. Adică prefer o persoană normală cu care pot să rezonez, asta e și ideea. Dacă rezonați cu mine, stați mai departe pe canalul meu, pentru că am câteva surprize, mai ales în ianuarie, am un plan așa de ce clipuri o să fac și nu o să mai fiu singură pe canalul ăsta, adică o să am câțiva invitați, poate, așa sper eu, cel puțin. Rămâne de văzut ce ne rezervă 2021, eu v-am lăsat, v-am pupat
și aveți grijă de voi și de ai voștri și distracție plăcută la final de an, la trecerea dintre ani. Ciao, ciao! And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one's just begun. Și se scârție scaunul, și lumina e ca naiba, dar machiajul e ce trebuie. De ce mă prostesc așa de fiecare dată? Nu înțeleg. Pentru că am emoții de aia, am emoții și mă fâstăcesc până încep. Ar fi două parfumuri care mi-au atras atenția de la el, de la această casă. Ar fi Flori de Oranje și Batem după... O să pronunț eu gura și la gară. Ce puține chestii am pe masă. N-am niciun parfum pe masă. E ciudat pentru mine. Am un singur parfum, de fapt. E foarte ciudat. Anyway. Începem. Începem. Aha, aha. Aha, aha.